Bună seara! Invitatul meu este domnul Alexandru Babeș, profesor de neurobiologie la Facultatea de Biologie a Universității din București. Domnia sa a publicat peste 30 de articole științifice în reviste internaționale, este coautor al unor studii apărute în prestigioasele publicații Nature, Nature Medicine, Journal of Neuroscience și Journal of Physiology. A fost bursier al Fundației Humboldt și a primit din partea acesteia premiul pentru cercetare Friedrich Wilhelm Bessel. În 2018 i s-a acordat premiul Nicolae Simionescu al Academiei Române. A fost președinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice în perioada 2011-2012. În 2019 a publicat la editura Humanitas Povestea creierului, în căutarea celui mai complicat obiect din univers. Iar în mai anul acesta, în cadrul conferințelor Humanitas, a susținut conferința cu tema Un premiu Nobel pentru ardeiul iute, o introducere în neurobiologia durerii. Despre neuroștiințe și neurobiologia durerii vom discuta în această seară. Bună seara! Bună seara! În Povestea creierului afirmați că una din calitățile decisive ale creierului uman este adaptabilitatea. Cum definește știința această calitate, din câte înțelegem, unică pentru creierul uman? Aș spune că e vorba aici de abilitatea de a găsi soluții optime în condiții de mediu diferite, distincte. Organismele, să le spunem simple, inferioare, sunt obligate să se rezume la o nișă ecologică îngustă, pentru care se specializează în timp. În timp ce o ființă dotată cu o cogniție specială, cum e Homo sapiens, are această abilitate. Adaptabilitatea oferă ocazia de a se adapta, de a găsi, cum spuneam, soluții în contexte diferite. Și există o ipoteză care spune că specia noastră așa, practic, a apărut și s-a dezvoltat din hominini anteriori, datorită faptului că condițiile de mediu variau în estul Africii, acolo în savana africană. Variabilitatea acestor condiții de mediu a dus la o explozie a dimensiunilor creierului, de pildă. Vorbiți despre învățare, așadar, care are ca efect modificarea activității și chiar a structurii creierului sub efectul experienței trăite. Și vorbiți și despre plasticitate, adică abilitatea creierului de a-și reconfigura circuitele neurale ca răspuns la provocările lumii înconjurătoare. Cum funcționează această reconfigurare și ce înseamnă plasticitatea? Vorbim de circuite, da? Circuitele neurale, alcătuite din neuroni, lanțuri de neuroni, care comunică între ei prin mesaje electrice și chimice. Plasticitatea presupune întărirea contactelor, conexiunilor, în termeni științifici, a sinapselor dintre neuroni. Și există studii care demonstrează foarte clar că există regiuni ale creierului, cum ar fi hipocampusul, care e implicat în consolidarea memoriei, unde astfel de procese de neuroplasticitate sunt extrem de pregnante, de pronunțate. Are loc întărirea acestor conexiuni dintre neuroni în timp real. Acum, domnule Voicu, în timp ce vorbim, dacă va fi să reținem peste ore sau zile această discuție, asta înseamnă că în creierul nostru, al meu și al dumneavoastră, s-au produs în timp real modificări structurale. Și asta mi se pare de-a dreptul fascinant. Putem alege experiențele care ne vor asigura o plasticitate sporită a creierului? Depinde de noi, de conștiința noastră, sau funcționează aleatoriu? Într-o oarecare măsură, această plasticitate este întipărită, este codificată genetic. Deci beneficiem de ea. Dar în același timp, sigur că se poate și trebuie exersată. Există perioade în dezvoltarea organismului, în traseul existențial al organismului, în care plasticitatea este foarte pronunțată. În copilărie sunt așa numitele perioade critice. Mai târziu, din păcate, plasticitatea își mai pierde din eficiență. Aș vrea să vorbim despre epigenetică, o teorie despre care se vorbește tot mai mult în ultima perioadă. Unii o contestă, alții spun că este validă. Teoretic, am putea ajunge în același punct al discuției. Orice eveniment din viața noastră ne afectează nu doar pe noi, ci și generații și generații la rând. Este validă această teorie? În primul rând, ar trebui să spun că nu e chiar domeniul meu de expertiză profesională, nu mă ocup de epigenetică, decât în foarte mică măsură, aș spune. Ca să răspund la întrebare, epigenetica ce înseamnă? Înseamnă că avem de-a face cu trăsături care se moștenesc datorită nu codului genetic, nu informației înscrise în genom, ci modificărilor chimice care survin în genom și care se pot acumula în timpul vieții adulte. Deci ne întoarcem la un așa numit lamarchism, se spune. E acel cercetător evoluționist dinainte de Darwin care pretindea că trăsăturile dobândite în timpul vieții pot fi transmise urmașilor. Da? Moștenirea caracteristicilor dobândite și de care lumea a râs o lungă perioadă, inclusiv Darwin. Astăzi știm că există anumite forme de lamarchism, în sensul că experiențe pe care le acumulăm în timpul vieții adulte pot induce astfel de modificări chimice la nivelul ADN-ului și a proteinelor care interacționează cu ADN-ul. Și unele dintre aceste modificări pot, într-adevăr, să fie transmise generațiilor viitoare. Dar când vorbim de modificări chimice, vorbim despre cauza unor comportamente, sau nu? Categoric, categoric. Aceste modificări chimice, dacă sunt în regiunile care reglează exprimarea unor gene implicate în comportament, desigur, în funcționarea celor circuite neuronale care ne dictează comportamentul. Putem avea câteva exemple de trăsături care sunt moștenite de-a lungul generațiilor și care ar putea avea ca sursă lucrurile de care vorbiți? Din câte știu eu, lucrurile sunt încă neclare. Adică nu există dovezi ferme pentru o avalanșă de astfel de modificări epigenetice care să se transmită în cursul... Adică nu ieșim totuși din dogma darwinismului, care vorbește despre selecție naturală. Există într-adevăr epigenetică, există, poveste... Nu ține tot de adaptabilitate? Deci eu aș defini așa epigenetica. Ți se întâmplă ceva în timpul vieții. Ai o traumă majoră, o suferință, ai o copilărie în care ești abuzat, de pildă. Asta e exemplul clasic care se dă când vorbim despre epigenetică. Acest abuz la care ești supus pe termen lung induce modificări ale chimice ale ADN-ului. Și aceste modificări chimice vor începe să se manifeste în comportamentul persoanei după ani și ani. De fapt, asta mi se pare mai important decât ideea de a transmite generațiilor, transmiterea asta transgenerațională, epigenetică, care încă nu e pe deplin documentată. Mai relevant mi se pare ce se întâmplă în timpul vieții, faptul că lucruri care ți se întâmplă în copilărie îți pot influența comportamentul după 20 de ani. Pot duce la sinucidere. O parte din tezele psihologiei cognitiv-comportamentale care au ca explicație fenomenul de care vorbiți, că se transmit și urmașilor aceste traume. Dar pășim pe un teritoriu care nu este documentat științific. Și înțeleg. Se studiază, e foarte hot topicul ăsta și din câte știu eu s-a demonstrat că există într-adevăr, dar nu într-așa o măsură încât, cum vă spuneam, să-l modifice pe Darwin, să modifice teoria evoluției prin selecție naturală. Până la urmă, tot selecția naturală dictează care sunt genele, frecvența unor alele, unor gene care se exprimă în populație și care se transmit mai departe. Pe lângă darwinismul ăsta, să-i spunem, clasic, există acum, într-adevăr, poate fi modificat prin această formă de transmitere lamarchiană. Dar mai mică măsură. Da. Vom reveni la gene și la Darwin. Da. Suntem singura specie care are o genă care favorizează dezvoltarea sistemului nervos, a creierului, care controlează ritmul în care sunt produși neuronii. Singura specie. Nici măcar cimpanzeii nu au această genă. Iar astăzi, spuneți dumneavoastră, prin genetică, creierul ar putea deveni și mai performant. Cum s-ar putea produce acest miracol? Nu știu dacă citatul este exact, pentru că nu cred că am spus că e o singură genă. Sunt foarte multe gene care dictează și care influențează și modulează dezvoltarea creierului, evident. Cred că vă referiți la faptul că s-a descoperit-o, într-adevăr, una dintre aceste gene activă în neuronii aflați în stadiu de dezvoltare, a cărei formă este unică la hominini. Și această genă are drept rezultat, modificarea acestei gene, deci o genă asemănătoare o au și cimpanzei. Dar forma pe care o avem noi dictează o evoluție accelerată, un ritm alert de producere de noi neuroni în timpul dezvoltării embrionare. Și rezultatul este că avem un cortex foarte bine împachetat, cu număr foarte mare de neuroni în comparație cu alte primate. Aici suntem campioni, aproape, la densitatea de neuroni și la numărul de neuroni din cortexul cerebral. Spuneați că la un moment dat, în 2014, a fost descoperit că neocortexul balenei pilot cu aripioare lungi, care este un fel de delfin, ar avea cam de 2 ori mai mulți neuroni decât neocortexul uman. Și atunci, explicația aceasta rămâne în picioare? Aparent nu, dar deocamdată, iarăși, juriul încă n-a dat un verdict. E o observație relativ recentă, nu știm exact unde să încadrăm această observație în contextul ăsta. Trebuie să mai spunem un lucru, că nu numai numărul dictează comportamentul sau abilitățile cognitive, ci și circuitele, felul în care neuronii ăștia se interconectează. Balenele și delfinii au un mare handicap, nu au membre pe care să le controleze. Și atunci abilitățile lor motorii sunt evident, modeste. În comparație cu primatele. La primate se pare că un salt important în evoluția creierului l-a avut corelația dintre elementul motor, dintre mișcarea membrelor și văz. Deci, asta poate să ducă la anumite abilități cognitive pe care nu le vom întâlni la cetacee, indiferent de numărul de neuroni din cortex. Credeți că ne îmbogățim, cunoașterea umană se îmbogățește cercetând celelalte specii, celelalte animale? Categoric. Categoric, fără discuție. Putem înțelege mai bine cine suntem? Sigur, sigur. Pentru că suntem, în definitiv, tot facem parte din același spectru. Diferența dintre om și celelalte animale este, cum spunea Darwin, of degree, not of kind. Adică, sigur, manifestăm aceleași lucruri în diferite grade care ne separă, dar nu suntem fundamental altceva decât niște primate cu un creier ceva mai mare și dotate cu abilitatea asta de a comunica, cum stăm noi acum de vorbă, ceea ce, într-adevăr, e unic. Astăzi știm ce anume ne a făcut să ne despărțim definitiv de celelalte primate, de cimpanzeu, de exemplu, ruda noastră cea mai apropiată. Știm cum s-a produs această despărțire? Asta e o temă despre care s-au scris cărți. Mi-ar fi puțin teamă să mă lansez aici într-o dezbatere, pentru că iarăși nu e chiar domeniul meu, dar mă fascinează acest subiect. Sunt multe teorii. Deci e vorba aici de, în primul rând, de mersul biped. Se pare că asta a fost prima adaptare importantă. De ce a apărut mersul biped? Iarăși sunt multe teorii. Este o teorie care spune că a intervenit selecția sexuală. De un anumit motiv, pentru femelele homininilor, postura asta verticală a devenit interesantă, apetisantă cumva. Altă teorie spune că am început strămoșii noștri să mănânce rădăcini și să stăteau pe vine. Și din statul pe vine a fost o preadaptare pentru mersul biped. Talpa s-a aplatizat. Degetul mare de la picior n-a mai fost opozabil, cum e la cimpanzeu. Și ar mai fi și o altă teorie care spune că mersul biped e mai avantajos din punct de vedere energetic. Pe distanțe lungi, consum mai puțină energie dacă mergi pe două picioare decât cum merg cimpanzeii pe muchile degetelor. Mai e o diferență, spuneați, consistentă, care ne diferențiază de celelalte specii și anume faptul că, deși creierul ocupă cam același volum ca la cimpanzeu, de exemplu, consumă mult mai multă energie, 20% sau? Nu, volumul creierului uman e de 3 ori mai mare decât de cimpanzeu, asta e fără discuție. Dar consumul energetic, e mare și asta, da. Asta înseamnă că e un cost. Deci un astfel de creier se obține nu pe gratis, cu un cost, trebuie să cedezi ceva. Și se pare că ce am cedat, la schimb, a fost un sistem digestiv lung și amplu. Primatele, cimpanzeii, în esență, sunt vegetariani în cea mai mare parte a timpului și trebuie să mănânce aproape în continuu pentru a-și satisface nevoile energetice. Și pentru asta au nevoie de un colon, în special, extrem de lung și de bine reprezentat. În timp ce strămoșii noștri hominini au început să consume mâncare gătită. Asta se pare că a fost invenția care a permis explozia în dimensiunea creierului. Începând să mănânce mâncare preparată la foc, și nu numai carne, și tubercule aia din pământ, rădăcinile, dacă pui la foc puțin, devin mai moi. Asta înseamnă, practic, că digestia începe în afara organismului. Și atunci poți să renunți la parte din sistemul digestiv și economia de energie și de resurse o poți orienta către un creier mai amplu. Atunci când ne exprimăm admirația față de capacitățile creierului nostru, vorba comună este că folosim doar 5-10% din capacitatea acestuia. E vreo urmă de adevăr aici? Nu. Evoluția nu funcționează așa. Dacă ceva ar fi inutil, l-am fi pierdut de mult. Nu, folosim tot, poate nu în același timp, nu la un anumit moment, absolut toate circuitele nu vor fi funcționale, dar nu există nimic redundant în creier. Acolo folosim tot ce avem la dispoziție. Ajungem la conștiința umană. Citez. În pofida descoperirilor, misterul rămâne. Felul în care conștiința umană apare ca produs al activității electrice a mai multe miliarde de neuroni, celule ale creierului, continuă să ne uimească. În primul rând să definim conștiința. Ce înțelege un om de știință, un neurobiolog, prin conștiință? Mi-a fost teamă că o să mă aduceți pe teritoriul ăsta. E greu de analizat din perspectiva mea. Eu sunt un cercetător care mă ocup de neuroni, de semnale, de circuite. Cu conștiința intrăm într-un alt teritoriu în care definițiile, cum exact mă provoca să dau o definiție, definițiile devin foarte importante. Și mă preocupă conștiința și din perspectiva faptului că mă ocup de durere în același timp. Pentru că cele două lucruri sunt, până la un punct, legate. Vorbim despre durere la animale, de pildă, și asta e o temă foarte importantă. Se suprapune ideea de durere la animale cu ideea de conștiință la animale. De unde începând putem vorbi de conștiință la animale? Au peștii conștiință? Au păsările conștiință? Păsările au abilități cognitive uluitoare, corvidele, de pildă. Sunt printre puținele animale care se pot recunoaște în oglindă. Da? Le pictezi, le pui un punct roșu și vor încerca se văd într-un loc unde nu-l pot vedea decât în oglindă și corvidele, cioara, va încerca să o înlăture, punctul respectiv. Puține specii sunt capabile de acest tip de abilitate cognitivă. Deci asta ne-ar sugera că aceste animale au o formă de conștiință, în mod clar. Vorbeam de pești. Peștii simt durerea și vorbim despre durere în sensul că modifică comportamentul pe termen lung. Nu e o simplă reacție de protecție. Când expui un pește sau un crustaceu la un stimul dureros, comportamentul lui se modifică, el învață ceva. E clar că avem de-a face cu o procesare la nivel central, la nivelul creierului. Nu este un fel de reflex sau reacții chimice, electrice, nu? Nu, nu e un pur reflex. Deci asta, venind dinspre durere, spre conștiință, deci dinspre teritoriul meu de expertiză către un domeniu în care nu mă pricep și doar am citit, aș spune că trebuie să fim mai generoși cu ideea de conștiință, să acceptăm că mamiferele, în mod cert, aproape sigur păsările și, de ce nu, chiar și unele vertebrate mai simple posedă conștiința. Dar să revenim la om. Da. Pentru că vorbiți în carte despre lungul proces al mapării, al realizării unei hărți a creierului. Și o să ajungem și la organologie. Bun, toate tezele psihologiei, psihiatriei privind eul, supraeul, se întâlnesc într-un loc cu toate aceste cercetări științifice ale creierului? Și o să ajungem și la Aristotel și Platon privind această polemică. Dar, până la urmă, există un sediu al eului sau supraeului? Se leagă cumva de discuția despre conștiință, în definitiv. Ce pot să vă spun este că, în mod clar, există nenumărate procese cognitive care au loc sub radarul conștiinței. Deci, funcționarea creierului e ca un iceberg. Avem 10% la suprafață de care suntem conștienți și resurse pe care le putem direcționa în mod deliberat, acțiuni, motorii, amintiri și lucruri de genul ăsta care intră în reflectorul conștiinței, dar în spatele acestui vârf de iceberg care iese la suprafața apei avem o activitate intensă. De asta și revin și reafirm că folosim tot creierul. Că există procese cognitive importante care se petrec sub radarul sau nivelul conștiinței. Și dacă mă întrebați de localizare, eu nu sunt la curent să existe în creier un centru al conștiinței. Aici asta ne duce puțin la Descartes, ne întoarce la teoriile lui despre glanda pineală. El vedea acolo în creier o singură structură care părea unitară. Toate celelalte erau separate în două jumătăți, câte una în fiecare emisferă. Or, glanda pineală sau epifiza i-a plăcut lui Descartes pentru că era unitară. Și a spus aici trebuie să fie sediul conștiinței, centrul de percepție al durerii și așa mai departe. În ziua de azi nu cădem pradă unor astfel de tentații și există și un curent în neuroștiințe care se cam împotrivește localizării brutale a funcțiilor cognitive. Deci, e un mod, am încercat elegant să evit întrebarea până la urmă. Vă mărturisesc că nu știu. Spuneți povestea creierului, o poveste plină de poticniri, dar și de revelații sublime, și de gafe, și de fundături. Și începeți cu această dispută antică între Platon și Aristotel. Filozoful Platon, spuneți, credea în supremația creierului, în timp ce biologul Aristotel, Aristotel îl punea în subordinea inimii. Această dualitate, mai ales astăzi, și o să ajungem și la Darwin, când teoria sa este încă contestată de majorități în unele țări. Da. A dispărut această dualitate astăzi între inimă și creier, în religie? Eu pot să cultura populară doar o perspectivă științifică. Aici nu există niciun dubiu. Inima, știm ce este. Este o pompă musculară, al cărui rol este să împingă sângele în circulație cu putere și să-l facă să ajungă în toate cotloanele organismului, să perfuzeze toate organele. N-are nicio treabă, nici măcar cu emoțiile, așa cum ne spune cultura populară, cum ne spune Shakespeare, cum ne spune Dickens, Sunt nenumărate exemple, da, despre emoțiile inimii și rolul inimii. Asta știm că creierul este, fără discuție, de vorbim de sediu, da, e sediu gândirii, e sediu acțiunii planificate, raționale, e sediu memoriei, e sediu emoțiilor chiar. Da? Emoțiile derivă, pornesc din creier. Și rămânem la inimă. Pentru egipteni, spuneți, inima era sursa gândurilor, senzațiilor și emoțiilor. Inima, sediul sufletului nemuritor, avea parte de un tratament special în procesul de mumificare, fiind reintrodusă în corp pentru a fi cântărită de zeul Anubis la trecerea în lumea de dincolo, ca o judecată a moralității celui decedat. Și ajungem în România ultimelor decenii, unde încă se mai înfige un țăruș în inima mortului scos din groapă, pentru a preveni transformarea acestuia în moroi, în Oltenia. Să fie Oltenii aristotelici, ultimii de pe planetă. Sau ultimii urmași ai egiptenilor antici, da. Mi-e greu să spun. Sunt teritorii separate. Vorbim aici de lucruri moștenite cultural, prin tradiție orală și vorbim de dovezile științei, nu? Cum facem să creăm un dialog între aceste lumi? Asta mi se pare problema. Și mie mi se pare problema asta esențială, de asta insist pe aceste aspecte, pentru că, iată, în Marea Britanie 50% din britanici cred în teoria evoluției, 40% în Statele Unite, iar în România 16%. E un sondaj din 2021. Așadar, credeți că la mai bine de 160 de ani de la apariția cărții lui Darwin despre originea speciilor, această barieră populară ar putea fi un impediment pentru știință în viitor? Pentru știință, nu. Știința își vede de drum. Aș spune... O barieră etică, pentru că la un moment dat vorbim și de barierele etice. În sensul ăsta, da, pentru că știința ajunge într-o ipostază în care ceea ce se întâmplă acolo are un impact asupra populației ca întreg. Și poate să dicteze o modificare a ritmului evolutiv. Deci suntem singura specie care a ajuns în ipostaza să-și poată edita genomul. Poate știți de cercetătorul chinez He Jiankui, care cred că e și în închisoare acum, care s-a devenit celebru prin faptul că a editat genomul unor embrioni umani, care după aia au ajuns la vârstă, s-au născut și trăiesc în continuare. Și sunt studiate acestea, e vorba de două fetițe, două surori. Se pare că nici măcar n-a reușit, n-a avut succes în ce a încercat să facă, dar e un semnal de alarmă, pentru că intrăm într-un teritoriu în care nu doar oamenii de știință și nu doar politicienii trebuie să aibă un cuvânt de spus, ci populația ca întreg. Și pe fundalul... Putem lăsa populația să decidă în astfel de chestiuni? Asta e problema, da. Având în condițiile în care, iată, ce spun sondajele? E adevărat. Aici văd o problemă și pe undeva mă motivează mai mult să fac aceste demersuri de, să le spunem, popularizare științifică. Consider că e de datoria noastră și faptul că suntem în situația asta presupune și o vină, o culpă a comunității științifice. Sunt puțini cei care ies în fața publicului cu pieptul gol, încercând să alfabetizeze științific populația. Cred. Insist pe această chestiune. De ce? La un moment dat amintiți că introducerea unei gene în cortexul altei specii ar putea să ducă la o creștere substanțială a inteligenței. Cu ce diferă aceste considerente etice, de exemplu, față de cele privind experiențele care au deja loc pe șoareci? Și ne amintim de bariera etică de care amintiți, faptul că disecțiile au fost interzise aproape 1800 de ani. 1800 de ani. Ceea ce a însemnat, sigur, o barieră uriașă, 1800 de ani. Toate aceste bariere etice care sunt impuse de o populație care nu acceptă, de exemplu, teoria lui Darwin, ne vor ține pe loc? E plauzibil ce spuneți, e un scenariu plauzibil și mă gândesc acum, de pildă, mi-a venit în minte problema cu hrana modificată genetic, unde iarăși există un refuz adesea motivat emoțional, visceral, în fața unor realizări majore ale științei, care putea să rezolve pe termen lung probleme legate de hrănirea 8 miliarde, că tocmai am auzit că s-a născut al 8 miliardelea locuitor al planetei. Se pare că în Dolj au apărut niște știri în România, da. De ce nu? Da, deci dialogul ăsta trebuie intensificat. Trebuie să facem și nouă ne aparține, zic eu, misiunea asta de a încerca să convingem populația de adevărurile științei. De faptul că sunt pur benefice, n-ai nimic de pierdut dacă îți însușești viziunea științifică asupra lumii. Revin la aceste descoperiri. Vorbesc că prin inginerie genetică s-a ajuns să se potențeze vederea șoarecilor. Toate experimentele sunt pe șoareci. Dar și să li se implanteze memorii artificiale în creier. Așadar, cât de departe ar putea ajunge studiul în neuroștiințe, având această limită? Care sunt în acest moment cele mai interesante domenii în care merge cercetarea neurobiologică? E foarte vastă cercetarea, mi-ar fi greu să aleg. Sunt subiectiv, vorbesc. Sunt lucruri care mă atrag și îmi plac foarte mult, lucruri pe care nu le cunosc și nu m-aș ezita să mă pronunț. Pe mine mă fascinează, de pildă, un lucru despre care am scris în carte, și anume optogenetica. Faptul că poți modifica genetic neuronii în organisme vii și apoi poți controla acei neuroni și populații întregi de neuroni cu un puls luminos, cu un fascicul laser, de pildă. Chiar am văzut, m-a amuzat că am văzut un episod într-un serial, nu mai știu, pe Netflix, în care era de științifico-fantastic, în care se vorbea despre optogenetică și eroul era supus unor astfel de intervenții maligne optogenetice ale unui savant lipsit de etică. Suntem încă departe de... Cred că ar fi interesant dacă ne-ați putea rezuma acest experiment. Înțeleg că Susumu Tonegawa de la MIT a reușit să implanteze șoarecilor amintiri false prin optogenetică. Cum s-a putut face asta? Ca în Total Recall al lui Schwarzenegger, da. Ce anume înseamnă amintiri false într-un astfel de experiment? Pe scurt, ideea că atunci când ești expus, când trăiești un eveniment, de pildă, el se fixează în memorie sub forma unui engrame, a unui circuit cortical din care fac parte un număr discret de neuroni. Și cercetătorii au găsit o metodă să influențeze acea engramă, să o poată controla. Deci au implantat acei senzori de lumină în neuronii care configurează o anumită experiență de viață a animalului și după aceea o pot reactiva într-o altă împrejurare. Deci pot activa acea engramă în mod independent de evenimentul propriu-zis. Și în modul ăsta creează amintiri false. Animalul crede că i s-a întâmplat ceva într-un anumit loc, de pildă, când de fapt i s-a întâmplat în cu totul alt loc. Și l-aduci în sediul real al acestei întâmplări false și animalul paralizează de frică, pentru că știe în mod fals că acolo a fost maltratat, de pildă. Ajungem iarăși la frontiera cu alte științe. În psihologie există această sintagmă de amintiri false. Dar astfel de experimente ar putea continua, ar putea fi benefice pentru om? Sau este doar amuzament științific? Nu știu că e doar amuzament. Așa progresează cercetarea fundamentală. Ne punem întrebări, ne satisfacem curiozitatea și ce înțelegem pe modele animale, în mare măsură e aplicabil și la înțelegerea funcționării creierului uman. Dacă asta ne va duce... Dar considerațiile etice ne vor opri, nu? Să implementăm toate aceste descoperiri. Absolut. Și atunci... Dar măcar vom înțelege despre ce e vorba. Deci nu trebuie să ducem totul până la aplicație, până la medicament sau intervenție terapeutică sau electrod implantat în creier. Pentru mine e suficient să înțelegem cum funcționează memoria, de pildă. E genul de experiment care ne ajută fantastic. Că nu va urma, sper eu, nu va urma vreo consecință, vreun dictator fanatic, un dictator dement, nu va introduce amintiri false în creierul oamenilor. Sper că nu se va întâmpla, că noi vom oferi protocolul care să o facă, abilitatea să o facă. Dar întotdeauna există riscul ăsta. Se vorbește despre știință ca și cum n-ar avea o valoare etică în sine, rezultatele științei. Pe lângă care sunt exploatate rezultatele, acolo devine coloratura etică, să spunem. Și aici răspunderea nu mai e în totalitatea cercetătorului, devine răspunderea politicianului, a societății în ansamblul ei și ne întoarcem la nivelul de alfabetizare științifică, care e într-adevăr îngrijorător la noi în țară. Oamenii de știință care au cercetat creierul și-au propus să vindece și psihicul alterat. Povestiți despre leucotomia prefrontală și despre tratamentul cu electroșocuri. Se mai practică acest tip de vindecare sau încotro merge știința în acest moment? Aici am vorbit de niște abuzuri. Deci această leucotomie, inițial lobotomie frontală, apoi leucotomie, a fost un abuz pentru că n-a avut în spate o știință solidă, solid fundamentată. Au fost câteva experimente pe primate, a apărut că acele primate sunt mai docile după ce li se ablează, li se taie anumite trasee de substanță albă și imediat Iarăși întoarcem la etică. Oamenii de știință s-au grăbit, mânați de curiozitate, de dorința de pionierat, de a-și lăsa numele în istoria științei. Un cercetător portughez a făcut saltul ăsta mult prea rapid de la modelul animal la om. Acestea fiind zise, sunt intervenții de tipul ăsta care încă se folosesc. De pildă, terapia cu electroșocuri pare să fie, pentru pacienții cu depresie severă, ultima intervenție care poate da rezultate benefice. Nu înțelegem încă de ce. De ce expunerea la șocurile astea electrice cumva reconfigurează, poate ca un control al delete, aparent la calculator, care reconfigurează anumite circuite și produce o atenuare a simptomelor de depresie majoră care nu răspunde la tratamentul medicamentos. Pentru unii dintre noi ar putea să ne aducă aminte de tratamentul cu electroșocuri din coloniile penitenciare din Uniunea Sovietică și din România. Sau de filmul lui Miloș Forman, Zborul de cuci, în care lui Jack Nicholson îi aplică electrozii pe cap, da? Și îl transformă într-o legumă. Prin lobotomie, la sfârșitul filmului. Da. Anul acesta, Premiul Nobel pentru Medicină a fost acordat suedezului Svante Pääbo pentru, citez, descoperirile sale privind genomul homininilor dispăruți și evoluția umană. El a realizat ceva aparent imposibil, secvențierea genomului omului de Neandertal și, citez, descoperirea senzațională a unui hominin necunoscut anterior, Denisova. Da. Mai mult decât atât, există o zestră genetică a celor două specii care ni s-a transmis și nouă. Și înțeleg că există urmări, consecințe pe care această zestră genetică o produce în anumite arealuri ale globului. Care sunt acestea? Din câte știu eu, povestea e cam așa. Neandertalienii au stat în Europa vreo 400-500 de mii de ani. Deci erau foarte, foarte bine adaptați la climatul și condițiile de viață de pe continent, când strămoșii noștri au apărut aici acum probabil 40-50 de mii de ani. Și cele două specii s-au suprapus mai puțin de 10.000 de ani, după care neandertalienii au dispărut și noi am rămas învingători pe poziții. Evident, rezultatele lui Pääbo sunt fabuloase pentru că el ne arată că acești oameni de fapt n-au dispărut, că au fost cumva absorbiți de o populație mai mare. Asta se pare că a fost secretul supraviețuirii noastre. Noi eram mai mulți, strămoșii noștri, vreau să spun. Au fost mai mulți, comunitățile de neandertalieni erau puține și izolate, puternic consanguinizate, schimburile genetice erau foarte reduse între diferitele comunități. Și aici a venit avantajul, să spunem, lui Homo sapiens. Dar au existat astfel de încrucișări. Deci nu știu dacă putem vorbi de specii diferite din moment ce au fost încrucișări care au dat naștere unor persoane fertile la rândul lor. Pentru că toți avem cam 2% în afară de africani. Deci toți cei care suntem urmașii populațiilor de Homo sapiens care au părăsit Africa acum 70.000 de ani, toți avem cam 2% genom neandertalian. Și într-adevăr, cum spuneați, se pare că există gene care conferă anumite avantaje, pentru că ei erau adaptați. Și astfel de gene au fost păstrate în fondul genetic, de pildă toleranța la altitudine mare, la mediul hipoxic, se pare că... Tibetanii. Tibetanii, da, se pare că asta vine de la neandertalieni, în mare măsură. Să ajungem și la durere, pentru că conduceți acest laborator în cadrul Facultății de Biologie de studiu al durerii. La un moment dat amintați în conferința din mai că nivelul de rezistență la durere este considerabil mai mare la credincioși decât la atei. Cum a fost documentat lucrul acesta și care este explicația? A fost un experiment interesant, făcut acum câțiva ani în Statele Unite, în care au luat două grupuri de subiecti, unii autodeclarați atei, alții credincioși catolici. Și mai întâi le-au măsurat parametrii sensibilității la durere prin stimulare cutanată, extrem de simplu se face asta, și se măsoară pragul, deci stimulul, intensitatea de la care percepi că e dureros stimulul, și toleranța, cât reziști la un astfel de stimul dureros. Și pe cele două grupuri nu s-au constatat inițial diferențe semnificative. După care au repetat experimentul într-o manieră inedită, și anume în timp ce subiecții se uitau contemplau, aș putea spune, un tablou. Ateii se uitau la Doamna cu Ermină, un tablou celebru al lui Da Vinci, în timp ce credincioșii se uitau la o Madonna lui Sassoferrato. Și au repetat măsurătorile în acest moment și de data asta, cum probabil anticipați, sensibilitatea la durere a credincioșilor a fost mult crescută. Pardon, sensibilitatea a fost mult redusă. Deci atât pragul la durere cât și toleranța au crescut semnificativ. Și s-a găsit și o explicație pentru asta? Au făcut în acea parte mai interesantă, că au monitorizat regiunile din creier care se activează la stimularea dureroasă și au văzut că o activare mai pronunțată la credincioși în anumite regiuni ale creierului, despre care astăzi știm că intervin în controlul descendent al semnalelor durerii. Deci cumva starea lor emoțională, fervoarea, dacă putem spune, religioasă, activează un astfel de sistem descendent care poate opri, într-o oarecare măsură, propagarea semnalelor dureroase care vin de la restul corpului. Și mecanismul biologic e foarte interesant. Noi avem în corp și sistemul nostru... nu contrazice cu nimic știința. Da, nu, deloc. Dimpotrivă, chiar un astfel de studiu mi se pare minunat, numai pentru că dă un mecanism științific reproductibil și cuantificabil pentru o experiență la care avem acces în viața de zi cu zi, cumva. Faptul că trăirea religioasă ne e benefică, într-un fel. Este un teritoriu comun în care oamenii de știință și cei care vin dinspre religie se întâlnesc. Întâlnirile lui Dalai Lama cu oamenii de știință sunt deja celebre, au apărut cărți și în România, în care se încearcă și explicarea acestor fenomene. Vorbiți de faptul că felul în care percepem durerea este influențat de cultură, de educație și de mediu. Cum anume se produce această influență? Asta e motivul pentru care mă fascinează durerea, pentru că e o percepție complexă, e proteică, e un monstru cu multe fețe, pentru că e influențată în mod important de momentul istoric, de spațiu cultural, de fondul genetic, de trăirea emoțională a celui care o percepe, de traseul existențial, de memorie, de tot. Și știm asta că se petrece din cauza faptului că stimulii dureroși activează nu un singur centru al durerii, cum s-a crezut multă vreme, ci o întreagă configurație, un întreg arhipelag al durerii. Regiuni distincte, despre care astăzi știm că intervin în procesarea emoțiilor și în interpretarea contextului. Deci, am uitat întrebarea. Cum influențează mediul, cultura, felul în care percepem durerea? Așa. Deci, cultura și memoriile și atenția, toate lucrurile astea se leagă de procesele cognitive care au drept centru zona frontală, area prefrontală. Și asta face parte din acest arhipelag al durerii. Asta înseamnă că ne putem antrena ca să rezistăm mai bine la durere? În mod deliberat, da, sigur. Și știm cum facem asta? Există oameni de la care putem învăța acest lucru? Putem învăța de la martirii creștini ai Evului Mediu. Sunt minunate tablouri care ne arată pe Sfântul Bartolomeu, jupuit de piele, pe Sfântul Sebastian, cu corpul străpuns de săgeți. Și dacă ne uităm, expresiile lor sunt senine, sunt... nu resemnate, ci chiar senine. Acceptă durerea ca pe un lucru inevitabil și care are o semnificație pozitivă. Deci, în sensul ăsta, da, avem în exemplele astea că se poate antrena durerea. Sau stoicismul. Exemplul lui Mucius Scaevola, pe care știm că și-a pus mâna în foc, după aceea a ratat tentativa de a-l asasina pe regele etrusc Porsena. Mucius Scaevola își pune brațul drept, parcă, drept, evident, în foc, pentru că a ratat atentatul. Și este rugat insistent de prezumtiva victimă să-și ia brațul acolo și el nu i-l ține acolo. Dar după asta primește cognomenul, porecla Scaevola, stângaciu, că rămâne stângaci. Suntem departe de a epuiza acest subiect, dar promit că vom reveni la neurobiologia durerii. Ultima întrebare a serii. Vom reuși descifrarea codului neural al durerii? Aș spune că suntem pe drumul cel bun. Dacă tot am vorbit despre premiul Nobel, despre Svante Pääbo, anul trecut, deci cu un an în urmă, premiul Nobel pentru medicină și fiziologie a fost acordat unor cercetători din domeniul meu, din domeniul durerii. Și am fost foarte încântat că ni s-a validat cumva munca și interesul științific. Acești oameni au descoperit molecule ale durerii, molecule care intervin în semnalizarea durerii. Și acum aceste molecule le putem studia în izolare, le putem controla. Există șanse foarte bune ca în viitor apropiat să obținem molecule mici cu care să blocăm, să modulăm calea de semnalizare a durerii și să oferim persoanelor care suferă de durere cronică o atenuare, o ameliorare a condițiilor, pentru care în clipa de față nu există, din păcate, prea multe opțiuni. Vom reveni. Mulțumesc! Eu vă mulțumesc! Atât pentru astăzi. Rămâneți cu Televiziunea Română. Cu bine!